ca de obicei și după cum v-ați obișnuit, fiecare zi din viața noastră este o zi plină. Nici nu știu de ce să mă apuc. Florin are prima programare la dentist și să sperăm că iese, pentru că știți ce am pățit la Timișoara? Dezastru total. I s-a umflat gura și pe aici și pe aici. De 3 zile stă numai pe algocalmine și pe durere. Să sperăm că are mână de aur acest doctor și nu pățește ce a pățit cu celălalt doctor. Brigitte, mă doare și nu mai pot. Mergem la dentist acum să vedem ce zice. Uite. Uite, prietena mea Clara. Am o prietenă. Prietena mea Clara. Da? Mi-a dat numărul de telefon. Am zis, Brigitte, ziua de astăzi, cel mai important pentru mine este să merg la doctor că nu mai pot de durere. Bineînțeles, Brigitte a vorbit, era în partea a doua zilei doctorul, că nu au avut locuri, doar atunci. Atunci, bineînțeles, am făcut cafeluța lui Brigitte dimineață și mi-am reluat activitățile, m-am dus în curte. Era o mizerie, toată terasa am măturat-o, am spălat-o cu jetul. Apoi la Geo, dai să mănânce, i-am curățat castroanele că s-a făcut mizerie, că i-am aruncat așa pe fugă, că eram în gravă, da? Am făcut piscina, am făcut cea mai frumoasă terasă, am șters masă, mi-am făcut treaba mea pe terasă. Că aveam timp, îți dai seama, că aveam după ora 12, în partea a doua zilei, aveam programare la doctor. Iona se cheamă. Al un doctor bun, că a reparat și pe angură și să vedem ce îți face, dacă îți deci face, nu dacă pot. Ia, dacă nu știu ce, știi? I-am zis că mergem astăzi. Mai vreau să mai fac un lucru. De când m-am mutat în casa asta, între etajul nostru și etajul în care a stat Robi și unde îmi fac eu AVB-urile, este un monstru de candelabru, arată așa de frumos, dar nu luminează. Ori sunt toate becurile arse, ori are o problemă candelabru. Vreau să-i dau de cap astăzi. Hai, te rog eu frumos. Ei, hai, stai. Schimbă și mie geanta, please. Dacă nu e, mă, iubirea mea. Cine, mă? Ia uite, să mai dăm tot. Astăzi m-am îmbrăcat, Brigitte. Dați-mi o notă. Cred că de obicei te îmbracă, Brigitte, și la propriu și la figurat. Când sunt prost îmbrăcat, știi cine mă îmbracă, nu? Florin Păstram. Tu n-ai lucru prost. Când sunt prost, adică... Cum... Eu ți le aleg. Bă, dar ce freză ai? De unde e freza asta așa frumoasă? Bă, am pierdut, mă, alea. Am pierdut, mă, mamă, m-am pierdut ăla. Lui fi pierdut la verde undeva, că nu e nici aici, nici unde. Nu e. Nu e niciunde. Ce nervi am. Încet. Mulțumesc frumos. Uite că ridică toată mașina de aici. Ăștia, vezi? Că n-aveau de ce să stai aici. O să iei un pic mai încet pe aici. Să nu mai iei cu 80 okay, la oră. Am 60, îmi pare rău. Nu aveai 60, erai 70, cum am uitat. Altfel nu ziceam. Am intrat acolo, bineînțeles am făcut tot protocolul ăla pentru pandemie care l-am făcut și am intrat în cabinetul unui domn doctor, tinerel, la 4 ace, foarte așa. El e renumitul doctor care repară dinții stricați de alții. Ce contează, măi? Ce contează că are 30 ceva de ani? Contează să fie bună în meserie, nu? Bună! Salut! Uite! El e soțul meu, noi doi ne-am întâlnit. Când am văzut un doctoraș foarte tânăr, înțeles că îl cheamă, dar am avut tot încrederea, deoarece Brigitte a venit până recomandare, cineva l-a recomandat că e cel mai bun doctor și a zis, Brigitte, de data asta nu mai mergi unde ai fost până acum, faci ce spun eu, ca să nu mai am dureri cu tine, să poți să dur și eu noaptea, că îți dai seama, l-am dormit toată noaptea, iar dureri. Într-adevăr, un doctor super. L-am adus la tine să te uiți un pic în gura lui și să vezi dacă poți să... Adică nu. Să-ți dai, și să dai și tu un diagnostic. Da, că noi am fost în urmă cu o lună jumătate la Timișoara. Da. Că de acolo sunt părinții mei, de acolo sunt eu. Și s-a umflat fața atâta. Și a făcut o pungă de proi. Și în urmă cu 2 săptămâni, din nou, în altă parte sau tot acolo? Lângă. Lângă altă pungă de puroi. Prima
am mai rezolvat-o și după aia a apărut acum două săptămâni după. Și am vorbit cu prietena mea, Clara, care e pacienta ta, și am zis să-mi recomande o persoană care să poată să repară ce au stricat alții, cred eu, dar nu știu, diagnostic o să-l dai tu. Da, o să punem acum, Iona. O să facem o set de radiografii, okay. O să le consultăm și o să facem un plan de tratament și o să spun exact ce ai de făcut, care sunt pașii următori și se rezolvă. Da, da, deci mie prietena mea mi-a zis că a venit cu o problemă la fel la tine. Da, știu și că... Doctor, cel mai important din păcate... să nu mă doară. Deci mă doar, sunt seri care Brigitte doarme da, și... Automat, din momentul în care există un acces în interior, osul acolo din ce în ce mult se umple. Cum am ajuns acolo? Eu i-am spus domnul doctor, eu am o radiografie, aia de la Timișoara. Dar el a spus, acum cât timp ai făcut-o? Păi acum o lună, ceva, două luni. Nu. Lasă-mă să-mi fac eu treaba mea, nu e nicio problemă, da? Hai, te rog frumos, înainte să stăm de vorbă, hai să fac o radiografie și vorbim după aia. Mi-a plăcut foarte tare lucrul ăsta. Adică omul vrea să vadă ce e concret în ziua de astăzi, nu de acum 100 de ani, da? Bineînțeles, am fost cu domnul doctor, am făcut o radiografie și acum așteptăm rezultatul. Nu o să vă ascund faptul că eu știam ce probleme are Florin de la Vasi, de la Timișoara, primul doctor care i-a făcut urgență atunci când i s-a umflat fața, mai țineți voi minte. Știam absolut tot diagnosticul, dar am vrut să văd ce spune și domnul doctor, care primul lucru l-a luat să-i facă o radiografie. Chestionarul ăsta de evaluare a stării generale Florin Pastramă, i-am scris Pastramă Sanda Brigitte. Deci asta cred că este un semn. A trebuit să vă uitați un pic și la gura mea, să-mi faceți și mie ceva, pentru că nu că cred în semnele astea, dar dacă am băgat Pastramă Brigitte aici, sigur o să vin și eu pe mâna dumneavoastră. Da. Domnul doctor, e, gata? Foarte curat la dumneavoastră. Deci, da. O curățenie și... Unde ți este masca? Masca. Hai, treci pe scaun. A, nu mai trebuie mască, gata. Una completează. Domnul doctor, cu ce parfum v-ați dat? Florin! Eu nu mi-am făcut griji pentru Florin că nu o să știe el să vorbească, să explice cum e prima interacțiune cu domnul doctor. Pentru că Florin este cel care are nevoie de domnul doctor și cu siguranță vrea să iasă o lucrare bună. Ceea ce m-a mirat este că diagnosticul a fost identic cu cel de la Timișoara. Exact același lucru i s-a spus. Au, domnul doctor. Ia uite, Brighi. Se vede că ai avut o infecție pe canin. Acolo, și unde ai fost tratat în Timișoară, da. Canalul este deschis, e lărgit ca să curgă puroiul, dar problema este și pintele vece. Da, acolo, acum, vecinul. După ce s-a uitat pe radiograf, mi-a spus Florin, uite care sunt problemele tale. Aici ai infecție, ai dureri, tot ce aveam eu, atunci mi-a dat și mai multă încredere. Asta îmi spune el. Zic, da, așa e. Chiar mă doare, chiar zic. Dar uite care sunt pașii următori. Schița, mi-a făcut ca un fel de schiță de tratament și mi-a spus, uite care sunt, prima oară trebuie să facem lucrarea aici unde doar. Trebuie să scoatem nervul, că e, am înțeles, nu știu cum, a murit, așa am înțeles, nu știu cum, un termen cum a spus, trebuie neapărat să facem asta, care mă durea pe mine foarte tare. Am înțeles, zic, domnul doctor, faceți ce crezi dumneavoastră că e mai bine, că vreau să nu mai am durere. Bine, ok, atunci a intervenit Brigitte. Ai o lucrare de 4 dinți lipiți. Da, asta zici și... Nu e recomandat mai zi. Da, domnul Vasi. Foarte tânăr. Da, și zici, cum? Da. Ce dinți a avut? Și am zis, sănătoși. De ce a pus ca la bătrâni o placă? Păi tocmai, se vede că el a avut dinți sănătoși, fiindcă... În loc să-i pună capsulă individuală, i-a pus placă. Domnul doctor, am o gândire. Știți cum e? Faptul este consumat. Da. Faptul este consumat. Acum trebuie să luăm de la punctul ăsta și să mergem. Mie mi-a zis domnul, deci celălalt de la Timișoara, a zis că i-a șlefuit prea mulți dinții și din această cauză, nervii n-au suportat, i-a atins și s-au necrozat. Da. E adevărat?
Este adevărat, este adevărat. Și care dacă au murit, s-au infectat și au produs puroi care au mâncat din os și din gingie, nu știu, na. Da, din os, dar furfure de cine s-a mai mâncat un pic din os și ai de s-a format un granulom. Și de acolo apar abcesul. Domnul doctor, da? Faceți și câte probleme are? La câți dinți are problema cu nervii? Deci, acum noi trebuie să refacem cavitatea bucală din mai multe motive. Din motive estetice, din motive mecanice și din motive funcționale. Ok. A zis, Florin, te rog frumos, hai să facem niște poze. Cât timp tu intri să-ți repare problema unde te doare, eu cu Brigitte mă ocup să-ți arăt ce dinți îți fac. Când am auzit, mi-a dat mai mult de încredere. Perfect. M-am dus frumos, am făcut niște poze. După aia m-a luat alt domnul doctor, m-a băgat în salon să-mi repare problemele. Că a spus că pentru fiecare problemă are un doctor. El se ocupă special de fațete. Pentru canin cu probleme să omoare nervul, e alt doctor. Am zis ok, chiar îl cunoșteam de la sală, de la unde merg eu. Chiar era prieten cu mine, doctorul care mi-a... Chiar vreau să-i mulțumesc, domnul doctor, celălalt doctor care mi-a rezolvat problema. Cât am stat eu acolo, de mi-a rezolvat problema și nu mai m-a durut, când m-am întors înapoi, pe tablete, ce credeți? Alt Florin Pastrama. O să vedeți că o să am filmat și o să vedeți după aia ce dantor o să am. O să fie o surpriză. Nu vă zic cum arăt, o să vedeți voi și o să-mi dați o notă. O să fiu schimbat și mai ales că sunt la cură și o să vedeți o mare schimbare. O să fiu un nou look. O să fiu Florin Pastrama de nota 10. Domnul doctor, mulțumesc din suflet și ne vedem când mai e nevoie. Da. Numai bine, sănătate! La revedere! Mă scuzați, domnul doctor. Mă scuzați. Domnul doctor, da. Credeți-mă că nu am simțit nimic. Mă bucur. Deci nu se poate. Chiar vorbeam acum, stai că să vadă Brigitte. Păi nu că trebuie să fii între noi, că aici e șefa. Păi nu, lasă că ne arată. Dar nu știu. Deci acum vorbeam despre design la gine. Da. Deci aici dă-te mai aproape, să vadă și Brigitte. Eu văd, eu am văzut deja. Văd foarte bine. Deci aici, aici vorbim de să-ți faci un design, să-ți corectezi un pic design dinților. Tocmai ce vorbeam cu Brigitte, că dinții tăi sunt un pic lungi într-o parte și de parte sunt scurți. Asta e soarta mea. Să fac dinții tuturor soților de lângă mine. O să fiu geloasă pe Florin, la cum mi-a arătat domnul doctor. Că o să arate dinții lui Florin. Nu o să mai ajung să-mi fac și eu dinții. Are Florin mult de lucru la el în gură. Dar sper că nu o să mă părăsească când o să aibă zâmbetul ăla frumos. Sper să nu ajung să fiu geloasă pe gagici când începe să le zâmbească. Că nu știu ce o să fac.